pentru că salvatorii tuturor celor 1400 de religii sunt idolatrie și Dumnezeu este împotriva idolatriei, asta înseamnă că Dumnezeu este împotriva salvatorului, al înlocuitorului lui Dumnezeu din Noul Testament. El este anti-idolatrie. Pentru că idolatria este prezentă de la facere și probabil gradul de suportabilitate al lui Dumnezeu a întrecut măsura și nu mai poate să accepte. Și din cauza aceasta vine împotriva noastră din cauza exagerărilor. Deci Dumnezeu este anti-salvator. Noi credem că Antichristul este o persoană cu coarne oribilă, fiindcă așa ni s-a indus în mintea noastră bolnavă de idolatrie și am crezut că este o ființă hidoasă, când de fapt anti-idolatrie, anti-idolatru și împotriva Salvatorului este întotdeauna mânia lui Dumnezeu din cauza idolatriei noastre. Și ne repetă de foarte multe ori în Vechiul Testament, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Pentru că dacă nu ascultăm cuvintele Lui și nu le acceptăm și nu înțelegem că tocmai Creatorul Universului spune aceste lucruri, de ce nu L-am ascultat? De ce nu L-am luat seamă? De ce am luat în seamă ce zice un salvator, un locuitor? Pentru că în loc să luăm în seamă pe cel care ne dă viața. Cine ne dă viața? Nu Dumnezeu. Cine ne dă moartea? Nu El. Puterea la cine este? Nu este la El. Salvatorul ne dă viața, nu ne dă niciun salvator. Din cei 1400 salvatori, nu ne dau viață și nu ne salvează de la moarte. Atunci, noi, de ce să-i punem pe primul plan? Ei sunt doar niște cuvinte pe hârtie. Deci Antichristul împotriva Salvatorului și a înlocuitorului lui Dumnezeu, împotriva idolatriei, este mânia lui Dumnezeu. Împotriva omenirii, împotriva oamenilor idolatrii. El dintotdeauna a spus că va distruge idolatria și este foarte ferm. Dintotdeauna a făcut-o și se ține de cuvânt. Deci Antichrist înseamnă anti-idolatrie. Da? Împotriva Salvatorului, împotriva înlocuitorului Dumnezeu, care nu poate fi pus pe primul plan, pentru că ar contesta primordialitatea lui Dumnezeu. Deci nimic din lumea aceasta nu poate fi pus pe primul plan. Noi ne imaginăm un diavol cu coarne care vine să distrugă lumea. Și l-am făcut pe Dumnezeu, pe Creatorul Universului, diavol, pentru că nu am înțeles. Și tot timpul în Vechiul Testament, toate luptele și războaiele care sunt acolo, sunt datorită idolatriei. Ori poporul evreu se ducea spre alți idoli și atunci Dumnezeu le spunea și avertiza. Fiți atenți că dacă vă duceți spre alți idoli și mă negați pe mine care sunt singurul creator al Universului, atunci va trebui să vin să vă opresc. Și sunt nemilos și sunt gelos. Și ce le făcea? Le dădea putere vrăjmașilor care veneau și omorau pe toți. Și cazul celălalt, în momentul în care celelalte triburi, celelalte popoare erau puternic idolatre, era momentul în care Dumnezeu spunea, uite, vă dau soarta acestor popoare în mâna voastră și puteți să-i cuceriți. Vă dau putere să-i cuceriți, pentru că sunt idolatri. Idolatria vulnerabilizează omul, îl slăbește. Îl face o ființă întunecată și cheamă forțele cerului să îl distrugă. Din cauza asta este foarte periculos să pui idol pe primul plan. Reguli, principii, virtuți, idealuri, toate lucrurile acestea puse pe primul plan și binele propriu înseamnă idolatrie, înseamnă diavolul pe primul plan, înseamnă închinare la diavol. Pentru că te închini la ceva mort și îl negi pe Dumnezeu care este viu și vine din față sub forma unui păcătos, necredincios, sau trădător, ormicinos, orbețiv. Această obrăznicie este a diavolului. Se spui tu lui Dumnezeu Antichrist, adică cel care distruge idolii. Și apoi mai este o problemă cu idolatria. În momentul în care noi
idealizăm și punem, absolutizăm lucrurile acestea și le punem pe primul plan, Dumnezeu consideră că am intrat în blestem, că ne blestemăm singuri. Și blestemul divin înseamnă că nu-ți mai dă voie să te aperi și este groasnic. Dacă copiii tăi vor fi luați de alții, nu-ți dă voie să-i aperi. Dar nici pe tine nu-ți dă voie să te aperi sau să înțelegi ceea ce s-a și întâmplat. Toți idolatrii din ultimii 3 ani de zile au murit. Deci cei mai puternici, cel mai idolatrii dintre ei, cei mai radicali au murit. Cei care au pus viața pe primul plan au pierdut viața. Trebuie să nu pui viața pe primul plan, materia pe primul plan, să-L pui pe Dumnezeu care creează viața. Materia este secundară, nu poate fi primordială. Sufletul este primordial, iubirea este mai presus de toate. Așa a fost dintotdeauna. Acum omul, pentru că s-a atașat de valorile materiale, a luat o razna cu exagerările. Scripturile sunt arme. Și ce au făcut? Ne-au făcut pe toți idolatrii, toate popoarele au câte un salvator pus pe primul plan, am devenit idolatrii și atunci Dumnezeu le dă puterea lor, foarte simplu. Și victoria le dă lor și o vor avea. Din cauza asta sunt popor ales. Și oamenii se închină la salvator. Cine este salvator? Înseamnă materia pusă pe primul plan. Eu pe primul plan. Eu am dreptate, eu vreau mai mult bine pentru mine, eu dețin adevărul. Eu mai presus decât toate este diavolul, este diabolizare. Întotdeauna când pui un intermediar în locul lui Dumnezeu, este diabolizare. De ce? Pentru că Dumnezeu privește totul egal, nepărtinitor. Pentru El, toți suntem egali. Voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. Nu este unul mai sfânt decât altul. Asta înseamnă că scoțându-L pe Dumnezeu, atunci au putut să pună pe cineva mai presus decât El. Altfel nu puteau să-L pună, pentru că totul era egal. Dacă totul era egal, tu nu puteai să lupți să câștigi cât mai mult, pentru că Dumnezeu fiind totul egal, nu te interesa să câștigi mai mult, să aduni mai mult. Deci nu puteai să dai taxe și impozite. Din cauza asta L-au creat pe Salvator. E o armă. Și Salvatorul le-a dat lor posibilitatea să capete putere, stăpânii la lume. Deci noi ne-am dat puterea divină lor, am cedat puterea lor. Și această lucrare este făcută de mii de ani. Și pe de altă parte ne vedem separați, vedem pe aproapele nostru ca dușmanul nostru și luptăm cu el și avem puterea să scoatem pistolul și să-l împușcăm, pentru că viața nu mai contează. Viața însemna Dumnezeu, viața așa cum este Dumnezeu, totul egal e divinul. Și în momentul în care viața nu mai contează și am pus virtuții de-a lui principii, reguli și binele propriu pe primul plan, atunci viața n-a mai contat și am putut să scoatem pistolul și să-l împușcăm pe aproape nostru. Am putut să-l omorâm. Altfel nu poți să-l omori, pentru că înțelegi că este Dumnezeu acolo. Când vezi totul egal, atunci nu mai vezi nicio diferență. Și ce rămâne? Rămâne cooperarea, colaborarea. Atât rămâne, iubirea. Și în momentul în care iubești, exteriorul nu poate să îți întoarcă înapoi decât în oglindă, decât ceea ce ești tu, în adânc. Ești iubire. Și în momentul în care au pus un salvator, i-a pus pe oameni să se închină la un intermediar care nu dă viață și nu te salvează la moarte. Deci acela este diavolul. Ceva mai presus decât Dumnezeu, care spune că nu se poate pune nimeni mai presus decât El, înseamnă diabolizare. Eu pe primul plan, eu mai sus. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, mai presus decât toate. Omul se face Dumnezeul său și îl dă afară pe Dumnezeu cel adevărat. Ăsta este Salvatorul. Omul s-a făcut Salvator. Idolatria Dumnezeu va distruge. Nici nu discută, întotdeauna a făcut asta, ne-a dat exemplu în Vechiul Testament, va da puterea la vrășmașii noștri și ne vor distruge. Și foarte ușor au făcut. Ne-au dat un salvator și am devenit idolatri. Devenind idolatri, Dumnezeu le-a dat lor puterea de conducere a lumii. Un popor mic.
Și noi nu putem să înțelegem și să acceptăm că Dumnezeu este Cel din fața noastră și nu avem nevoie de un intermediar, ceva mai presus decât Dumnezeu care este viața. Ce alt miracol poate să existe? Nu există un mai mare miracol decât viața în sine. Că fără viață, tu nu poți constata miracolul care Dumnezeu este. Deci întâi trăiești, primești viață de la Dumnezeu, El este pe primul plan, după care tu te îndoiești de existența Lui. După ce trăiești. Că dacă n-ai trăi, nu te-ai putea îndoi. Ne-au pus să punem un locuitor mai sus ca să ne distrugă Dumnezeu. Și atunci ei devin instrumentul divin. Când pui ceva mai presus decât Dumnezeu, înseamnă ură pe Dumnezeu. Înseamnă un discurs de ură. Și acest discurs este continuu în biserică. Ură pe Dumnezeu. Când pui un intermediar mai sus decât El, îl urăști pe El. Și Dumnezeu zice, pentru că m-ați părăsit, vă blestem. Și intrăm în blestem automat. Când pui un salvator mai presus decât El, intri în blestem. Vrei să iei locul și nu se poate. Și de ce lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu, la divin, la Dumnezeu, totul este egal. Și nu poate să existe ceva mai sus, astfel încât dacă îl pui pe Dumnezeu mai sus decât tot ceea ce există, atunci nimic mai sus nu există decât El. Adică nu mai există eul pus pe primul plan. Și nu te mai poți preocupa să câștigi cât mai mult. Și nu mai vezi pe aproapele tău ca și dușman. Îl vezi ca o ființă ca și tine, divină. Și doar cooperezi, ca fratele tău. Asta s-a întâmplat. Și am pierdut iubirea divină. Când am pus un salvator mai sus, am pierdut iubirea, l-am pierdut pe Dumnezeu, l-a dat afară. Când s-a pus înlocuitorul lui Dumnezeu mai sus, Dumnezeu nu mai există niciunde, s-a pierdut. Și a rămas cine? Înlocuitorul lui Dumnezeu. Și nu, el zice, nu există cineva mai sus. Acela este diavolul. Deci diabolizare înseamnă să te pui mai sus decât Dumnezeu. Când pui un salvator mai sus decât El, atunci te diabolizezi. Ei, acest popor mic, au vrut să cucerească lumea. Și acum îl pun pe Dumnezeu să ne distrugă. Ne-au împins spre idolatrizare, am pus înlocuitorul lui Dumnezeu mai sus, l-am dat pe divin la o parte, atunci eul, ego-ul nostru a ajuns pe primul plan, am început să ne preocupăm numai de binele nostru, materia a devenit importantă, ne-am atașat de materie, a crescut agresivitatea noastră că a început să luptăm ca să o apărăm, da? Și atunci crește puterea forțelor cerului asupra noastră și chemăm forțele cerului să ne distrugă. Când pui materia pe primul plan, vei fi doborât, vei fi distrus. Nu se poate pune ceva care e secundar mai presus decât ceea ce este primordial. Sufletul, care este iubirea. Iubirea este orice acțiune gratuită în folosul celorlalți. Nu pentru tine. N-am venit aici să trăim pentru noi, am venit pentru ceilalți. Că dăruindu-le, atunci noi creștem în iubire. Și ne putem apropia după aceea de divin. Iubirea, sacrificiul de sine, jertfa de sine continuă, așa jertfă pe care și Dumnezeu o face față de noi, este energia ascensională în lumea de dincolo. Atât trebuie să facem ce face El. Degeaba omul merge la biserică, dar dacă nu se supune și nu se jertfește pentru ceilalți, o viață întreagă, el nu are cum să îl cunoască pe Dumnezeu și nu se poate uni cu El. Degeaba se roagă și face exerciții de meditație și de respirație, că nu se poate uni cu El. Să se înțeleagă clar lucrul ăsta. Războiul din țara aia de deasupra nu este împotriva țării din dreapta. Ca să vezi cum gândesc ei din totdeauna, asta este gândirea lor. Nu ce vedem noi este adevărat, ei gândesc într-o tochiat, invers. Războiul nu este împotriva țării din partea dreaptă, ci împotriva Europei. Și Dumnezeu distruge întotdeauna idolatria. Așa cum a făcut în Vechiul Testament, așa a făcut întotdeauna în istoria omenirii. Și așa va face în continuare. În momentul în care ai pus materia pe primul plan, comoditățile, bunăstarea, satisfacțiile, simțurile, plăcerile, stabilitatea, siguranța vieții și savoarea, noi am făcut-o idol și când am făcut-o idol, a pornit distrugerea vieții noastre, autodistrugerea vieții. Am dat puterea stăpânului la lume și ne-am pierdut calitățile divine. Scripturile sunt o armă de cucerire de populații. Salvatorul este o armă, cea mai puternică armă care poate să existe pe pământ.
Dar noi nu ne vom prinde, pentru că atâta timp cât suntem idolatri, avem văl pe față și suntem în blestem și Dumnezeu nu ne dă voie să înțelegem. Din cauza asta sunt în cel mai mare pericol posibil. Dumnezeu i s-a pus o etichetă negativă. El a fost dintotdeauna și este și va fi împotriva idolatriei. Nu altceva îl interesează decât să nu pui nimic mai presus decât el, pentru că în momentul în care ai pui ceva din lumea asta pe primul plan, faci lumea aceasta primordială și aia este secundară. Deci creația, ceea ce este creat, nu poate fi primordial. Primordial este numai creatorul universului, cel care îți dă viață. Deci nu te poți închina decât la cel care îți dă viață. Și cum te închini la Dumnezeu? Când nu te mai închini la materie, te închini la Dumnezeu. Deci respingerea materiei continuă toată viața, îndepărtarea constantă de ea, da? Uitarea, lăsarea, neglijența, neatenția la ea, indiferența față de materie, față de a câștiga și de a avea, este apropierea de Dumnezeu. Când nu e una, e cealaltă. Nu se poate sluji la doi Dumnezeu. Pe unul vei neglija. Deci apropierea de Dumnezeu înseamnă neglijarea lumii materiale. Fericirul acestei lumi. Când nu le vrei, când nu le cauți, când nu le dorești, atunci te înalți. Cel mai important lucru în viață este să-l pui în toate acțiunile tale și să fii indiferent la un rezultat pozitiv în viitor. Indiferent ce ți se întâmplă, că e bine, că e rău, că pierzi, că vei câștiga, tu să fii indiferent la toate lucrurile aceste fericiri ale lumii. Nu meriți fericirea dacă pui fericirea lumii pe primul plan, o vei pierde. Dar în momentul în care ești indiferent la un rezultat pozitiv în viitor, atunci meriți bucuriile acestei vieți și le vei avea. Deci indiferența este cea care aduce rezultate, realizări în viață. Indiferența la materie, îndepărtarea constantă de materii, de fericirile acestei lumi, este cea mai mare fericire pe pământ. Deci cea mai mare fericire pe pământ este nicio fericire pe pământ. Când nu vrei fericirile lumii, atunci îl vrei pe Dumnezeu. Dar noi nu ne vom prinde și nu vom înțelege aceste lucruri pentru că avem văl pe față, pentru că suntem idolatri. Punem avantajele proprii pe primul plan și din cauza asta vom fi distruși. Și culmea de pe lume, Dumnezeu are o etichetă negativă. Dumnezeu i-a spus că este antichrist. Adică împotriva idolatriei. Întotdeauna a fost împotriva idolatriei și întotdeauna va fi și noi suntem în mecanismul ăsta de autodistrugere pentru că noi punem lumea, ceea ce este secundar pe primul plan și din cauza asta vom pierde și viața. Și ne-a spus foarte clar că cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Ce înseamnă a o lăsa? Să fii indiferent de a câștiga, de a avea un rezultat pozitiv în viitor, indiferent cum vin situațiile de viață, ce ți se întâmplă bine, rău, tu să nu pui nimic la inimă, să nu iei nimica personal și scopul vieții să nu fie ceva din lumea aceasta, din viață. Scopul vieții este nu lumea. Când nu cauți nimic din lumea aceasta, atunci îl cauți pe Dumnezeu. Când nu vrei o mai mare fericire, o mai mare bucurie din viața asta, că nu faci nimic pentru ea și nu te interesează. Și în momentul în care vin fericirile peste tine, tu te ridici și ai plecat, în clipa respectivă l-ai pus pe Dumnezeu pe primul plan și atunci meriți cea mai mare fericire de pe pământ. Și atunci ele vor veni în dar și vor rămâne. Numai atunci vor rămâne, când nu le vrei și nu le cauți. Și nici nu ne dăm seama și nici nu simțim că El ne distruge încetul cu încetul tot ceea ce punem noi pe primul plan și idealizăm. Virtuți, idealuri, principii, reguli și binele propriu. Ăstea sunt diavolul. Toate lucrurile acestea sunt diavolul, pentru că ne polarizează. Dumnezeu este bine și rău în același timp, plus și minus, adevărat și neadevărat, frumos și urât. Deci, este în ambele poziții. În momentul în care noi suntem polarizați, poziționați pe o singură parte, noi absolutizăm partea respectivă și ne diabolizăm. Că asta înseamnă diabolizare. Absolutizarea unei părți. Toți cei care absolutizează o parte, un salvator, un principiu, un ideal, o virtute, o regulă și o punem pe primul plan, noi atunci nu mai putem să iubim viața, da? Și ne ridicăm împotriva vieții pentru că absolutizăm ceva care este mort, nu are viață. Nu poate fi pus pe primul plan decât viața.
Adică, ce înseamnă să îi pui pe primul plan? Să dai întâietate omul din fața ta și să înțelegi că în fața ta este numai Dumnezeu și vine sub toate formele posibile, ia toate măștile și toate rolurile. El este și păcătosul și necredinciosul. Tot ceea ce tu respingi este Dumnezeu. Tot ceea ce tu absolutizezi și pui pe primul plan și idealizezi este diavolul. E total invers. Întotdeauna e pe dos. Și l-au înlocuit pe Dumnezeu cu un salvator. Orice necaz sau durere este de la El și îți arată faptul că nu ești pe calea divină, nu ești în iubire. Când viața ți se împotrivește, înseamnă că tu ai ieșit din iubire și ai ieșit din calea divină. Când El mereu strigă și știa ce face, nu există și repeta al Mântuitor. Păi dacă Dumnezeu spune chestia asta, de ce nu-L asculți? De ce te închină un Mântuitor, un Salvator, un intermediar, care este și mort, nu te ține în viață, nu-ți dă viața și nu te salvează de la moarte? Cum poți să pui tu ceva care este mort pe primul plan și să respingi viața? Vine Dumnezeu sub forma unui păcătos din față și tu îi scoți pistolul și îl împuști. De ce? De unde această putere? De la faptul că ai pus ceva mort, care nu e viața, și l-ai pus pe diavol pe primul plan, de-aia poți să-l omori. Deci toți cei care s-au murit în lupta de anul trecut și au murit 1.000.000, asta au făcut. L-au pus pe diavol pe primul plan și au avut forță să-l împuște pe Dumnezeu din față. Și noi nu-l credem pe el când spune că nu există alt Dumnezeu. Nu e o nebunie. Și atunci ce facem? Credem într-un nou locuitor care nu ne salvează, nu ne dă nimic, absolut nimic. Când el există, nu, el spune mereu, nu există al Mântuitor. Și ne putem uita și la investiție de efort. Se investește în biserică, în aspect, în frumusețe, în pictură, în hainele brodate, sclipitoare. Când faci lucrul acesta, înseamnă că Dumnezeu nu este acolo. De ce ai nevoie de sclipire? Cine are nevoie de sclipire? Cine se înclină la ceea ce e sclipitor? Nu se închină la diavol? În rai nu este nicio sclipire, numai în iad. Și el zice, numai eu dau viața și moartea. Voi sunteți în mâna mea tot timpul și nu aveți nicio scăpare. Numai eu dau viața și moartea. Păi dacă el dă viața și moartea, cum s-a ascuns un salvator care nu te poate salva? Nu dă viață și nu te poate salva la moarte. Cum? Cum ai putea? Și zice, nimeni nu poate scăpa din mâna mea. Deci zice că nu scăpăm din mâna lui. Și noi continuăm să punem un locuitor pe locul lui. În locul lui. Păi asta este împotrivire la divin. Înseamnă ură. Discurs de ură. Și Dumnezeu vine și distruge vechea lume, idolatră, da? Și va naște probabil o nouă lume. Dumnezeu este anti-idolatrie. Întotdeauna a fost, este singurul lucru care îl mișcă, singurul lucru care pe el îl deranjează și îl urăște. Urăște idolatria și imediat se mișcă împotriva ei și nu are scăpare. El zice, și dacă vă duceți în vârf de munte și acolo vă va ajunge mânia mea. De ce înseamnă? Faptul că noi suntem restrânși este mânia lui. Necazurile, nefericirile care vin din față, bolile, sunt mânia lui. Înseamnă că noi am pierdut iubirea, l-am împotrivit lui. Din cauza asta vin necazurile și bolile. Tocmai cei care zic că sunt credincioși sunt cei care se împotrivești lui Dumnezeu. Ăia sunt idolatrii. Din cauza asta, acum 3 ani de zile, sunt cei care au murit, idolatrii. Cei care au teamă și luptă ca să-și apără viața. În momentul în care ești în iubire, nu ai teamă de nimic, că ești cu Dumnezeu, ce teamă să ai? Cui este teamă? Cui este frică că își pierde viața? Numai idolatrului. Din cauza asta, stăpânii au introdus prin scripturi pe salvatori ca oamenii să fie vulnerabili, să-și piardă natura lor și încrederea în Dumnezeu, să-L piardă pe Dumnezeu și să lupte pentru binele lor ca să-L dea taxe și impozite și să-L vadă pe aproape lor, dușmanul lor, adversarul lor, concurentul lor și să luptă cu el, să poată să scoată pistolul să-L împuște. Și cum sunt aceștia care zic că sunt grădincioși? Sunt idolatrii. De ce? Pentru că pun
un idol mai presus decât Dumnezeu. Și el a zis, nu există alt idol, nu există cineva care să mă înlocuiască, sunt singurul. Cel care este pus mai presus decât mine este diavolul, nu sunt eu. Și asta se numește idolatrie. Și idolatria îi face cruzi intoleranți și nemiloși, da? Și au putere să lupte și să urască pe aproapele lor. Și idolatrii aceștia nu înțeleg nimic din Biblie, nici nu interesează, pe ei interesează doar să respecte un ritual, că este mai comod și mai ușor, dar nu interesează să slujească, să se supune, să facă sacrificiu de sine, să dea dreptate celuilalt, să fie de acord cu toate părerile, să se lase folosit, să dea întâietate aproapelui lor. Nu sunt interesați. El zice că nimeni nu scapă din mâna mea și toți se duc la un locuitor. E o nebunie. Dar îi va distruge. Oamenii cred că este o joacă să se împotrivească lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este viu. Și viața lor ține de hotărârea lui. Și cei care zic că sunt credincioși, îi desconsideră pe cei care nu sunt ca ei. Păi desconsiderarea asta ce înseamnă? Ură pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vine sub forma unui necredincios și ei îl urăsc. Unde e iubirea? Când el zice că nu scapă nimeni din mâna mea, cei care zic că sunt credincioși sunt de fapt adevărați idolatri și Dumnezeu îi va distruge. Idolatria înseamnă atașament de materie, înseamnă eu pe primul plan, eu mai sus. Salvatorul înseamnă ceva mai sus decât Dumnezeu și când pui ceva mai sus decât Dumnezeu, te pui pe tine mai sus. Deci asta înseamnă egoism. Idolatria este atașament de materie. Dar asta au vrut, din cauza asta au creat Noul Testament, pentru că nu le-a convenit, Vechiul Testament nu le dădea voie să se îmbogățească. Pentru că în momentul în care îl aveai pe Dumnezeu deasupra, ei trebuiau doar să respecte anumite porunci și nu le-a convenit. Poruncile îi egaliza și au vrut să se îmbogățească. Și în același timp și stăpânirea au vrut să câștige mai multă putere, pentru că au fost într-o etapă în care ei își pierdeau controlul și autoritatea. Și când ne-a dat nouă toți 1400 de salvatori, a pornit urgia divină. Și atunci Dumnezeu le-a dat puterea lor și din cauza asta ei sunt cei mai bogați, ne conduc și noi suntem supuși lor. Toate popoarele sunt în mâna lor, date de Dumnezeu. Și nu se poate face nimic, pentru că nu poți să convingi popoarele că sunt idolatre. Nu vor înțelege. Decât prin suferință. Dar nu-i nimic. Nici nu e nevoie ca majoritatea să înțeleagă. E suficient 1% din populația lumii să înțeleagă, dar ar trebui 10% ca să se schimbe ceva. Și pentru că nu se poate asta niciodată, omenirea, majoritatea populației este destinată extinției. Mulți vin și se închină la mormântul sfânt, dar nu schimbă nimic în viața lor, fiindcă nu pot să schimbe comportamentul, pentru că ar însemna să fie jertfitori, să se jertfească pe sine de mii de ori și să se supună oamenilor, să facă voia lor și nimeni nu vrea să facă lucrul ăsta. Deci dacă nu vrea să facă lucrul acesta, înseamnă că sunt, de fapt, diavol. Au orgoliu, au mândrie și mândria nu îi lasă, deci diavolul nu îi lasă să se supună. Numai cel care este sluga tuturor, acela este omul lui Dumnezeu și va ajunge în rai. Foarte ușor poți da seama. Te uiți ce faci tu și cum te comporți și știi unde vei ajunge lumea de dincolo. Lipirea de materii te face radical. Trebuie să lucrăm foarte serios la reducerea absolutizării idealurilor. Și asta nu se poate face decât prin slujire și prin dăruire, prin înfrânare și prin sacrificiu de sine pentru ceilalți, prin lepădare de sine. Să fim servitori și când ești servitor, atunci ego-ul scade, cursa pistonului se duce în jos, în spațiul gol vine divinul și prezența lui îți face viața frumoasă. Și numai așa. Orgolul ce face? Mândria ce face? Ripostează, răspunde, e agresiv, da? Și ce aduce? Atacul din față. Deci mândria, orgoliu este atac la divin, pentru că nu este iubire, înseamnă eu pe primul plan și atunci va fi atacat din față. Și distrus total. Caracteristica esențială
În momentul în care noi punem binele nostru, ego-ul nostru pe primul plan, adevărul nostru și dreptatea noastră mai presus decât toate, este faptul că noi vom crea dușmanul, îi dăm puterea și îi dăm și victoria. Deci niciodată nu vom câștiga atunci când ne vom urmări numai interesul propriu. Niciodată nu vei câștiga. Vei pierde tot ceea ce ai. Genial a fost acest popor mic. A creat o Biblie și probabil toți salvatorii sunt tot de ei creați, clone ale Noului Testament, ca să poată să cucerească lumea. Ne fac idolatrii și atunci noi singuri îl chemăm pe Dumnezeu împotriva noastră. Și ei după aceea vin ca reparatori. Când ai pus salvatorul, le-ai dat puterea. Pe primul plan, atunci le-ai dat puterea. Ei capătă autoritatea asupra ta, puterea asupra ta și îi vei asculta. Datorită salvatorului, tu te vei supune lor și îți pierzi libertatea și suveranitatea. Ți se pune vol pe față, devii idolatru și vei chema forțele cerului să te distrugă și vei suferi și vei avea o viață de chin. E cea mai puternică armă, Dumnezeu. Au știut precis ceea ce fac. Ne-au și spus, ne-au spus pe față, dar suntem orbi. Apoi strigă în gura mare că sunteți idolatri, că sunteți miliarde de idolatri și va veni Dumnezeu și vă va distruge cu siguranță, să înțelegeți asta, că nu aveți scăpare. Și spune în gura mare. Omul este atras de această viață. Dar întrebarea este, cine ne-a împins în idolatrie? Și a făcut asta pentru că îl cunosc foarte bine. Și ne-au împins ca o turmă. Ca o turmă care este aruncată în prăpastie. Singură se aruncă în prăpastie. Ne-au împins să intrăm în conflict cu Dumnezeu pentru că știa cum acționează. Și el a spus că nu mă mânie altceva decât idolatria. Mi se pare genial. Nu au făcut niciun lucru deosebit, nu s-au luptat cu arme în războaie, nimic. Ne-au dat niște scripturi, am pus un salvator și ne-au înrobit automat. Vine Dumnezeu și ne calcă în picioare și le dă lor puterea. Așa cum a făcut-o și în Vechiul Testament. Pentru că celelalte popoare erau idolatre, Dumnezeu a venit și a zis, le voi da în mâna voastră și îi vei distruge și îi vei cuceri și îi vei prăda. Dumnezeu le-a zis. Același lucru le-a zis și lor. Dacă vă duceți spre alți idoli, va trebui să vă dau în mâna vrășmașilor voștri. Și așa au învățat. Și care este rezultatul idolatrii salvatorului intermediarului pus mai sus, mai sus decât Dumnezeu? Că nu există cineva mai sus, a fost că am intrat în conflict cu Dumnezeu pentru că nu permite nimeni să fie pus mai sus. Și știu clar lucrul acesta. Sunt spuse pe față. Dar noi nu știu ce înțelegem din Biblie, nu știu ce vedem în ea. Că numai despre idolatrie este vorba. Și atunci Dumnezeu le va da victoria. Păi Dumnezeu nu vede ceea ce fac? Nu, Dumnezeu vede atașamentul nostru. Asta îl interesează. Din cauza asta le dă lor puterea. Pentru că noi suntem idolatri. Întotdeauna distruge idolatria. Și le dă conducerea lumii. Dar omul, chiar dacă ar ști lucrul acesta, tot nu vrea. Pentru că este inclinat spre viciu și spre idoli. Și știi de ce face lucrul ăsta? Pentru că ceea ce el dorește coincide cu ceea ce îi se oferă. Deci, Scriptura îi dă un salvator care înseamnă idealul ceva mai presus decât orice, înseamnă binele lor pe primul plan, asta au dorit întotdeauna, să se îmbogățească, să le fie mai bine, atunci materia a devenit importantă, au câștigat mai mult, au venit taxele și impozite și a dus la luptă să mărească teritoriile stăpânilor. Și așa le-a dat puterea. Deci, salvatorul le-a dat puterea stăpânilor și stăpânii sunt mulți.
Este preotul, este avocatul, medicul, psihologul, politicianul, iluminatii, clubul Bilderberg, societățile secrete, toți sunt salvatorii, reparatorii. Și toți depind de salvator. În momentul în care dispare salvatorul, îl ai numai pe Dumnezeu. Atunci totul este egal și nu mai poate să existe, nu mai poate să existe stăpân ai lumii, oameni mai bogați decât alții, sărăcie, rachete nucleare, războaie, nimic. Totul va deveni egal. De aceea, pentru că salvatorul i-a dat posibilitatea să pună binele său pe primul plan, atunci materia a devenit importantă pentru noi. Înlocuitorul mai sus înseamnă materia mai sus și asta a vrut omul. Același lucru se va întâmpla acum cu marea resetare, oamenii o vor, o doresc și nu vor înțelege ce se întâmplă, vor vedea în ea numai ceea ce lor le convine. Li se va spune că vor primi un venit minim garantat și asta vor dori. În spatele venitului minim garantat sunt nu numai restricțiile acelea de carbon, sunt și tot felul de împunsături care îl pot curma viața oricând. Funcție de casta în care este. Dacă va fi într-o castă în care stăpânii la lume consideră că ești inutil și nu au nevoie de tine, te poți scoate din planul fizic oricând, în orice mod posibil. Și ești deja în pericol. Avem în Biblie toate secretele ascunse printre multe alte rânduri. Noul Testament le-a dat ceea ce oamenii au vrut, posibilitatea de a se îmbogăți. S-au ridicat mai sus decât Dumnezeu, nu le-a convenit că Dumnezeu era totul legal și însemna nimic mai sus, deci însemna să nu poată să adune. Din cauza asta oamenii nu l-au vrut pe Dumnezeu și au respins Vechiul Testament și au creat Noul Testament pentru că așa au dorit ei. Și stăpânul împreună cu omul a fost o cooperare, o colaborare, asta au vrut cu toții. Nimeni nu l-a vrut pe Dumnezeu niciodată, trebuie să înțelegem lucrul acesta pentru că Dumnezeu înseamnă puțin și nimeni nu vrea să meargă spre puțin. Deci nimeni nu-l caută și nu-l va căuta niciodată, decât sub 1% din populația lumii care poate să înțeleagă aceste lucruri și înțelege asta vine din foarte multă jertfă de sine sau din natura lor divină, probabil că sunt, așa au venit ei din lumea de dincolo, cu această îngăduință și înțelegere și aici își fac lucrarea mai departe. Este un pasaj în Vechiul Testament când omul îi spune lui Dumnezeu că nu te vom urma niciodată, să fii sigur de asta. Puțini oameni sunt cum trebuie, dar asta este o declarație de război dată Creatorului Universului. Vezi ce obrăznicie are omul? Deci omul care pune binele său pe primul plan și materia mai presus decât toate, de fapt se împotrivește lui Dumnezeu. Asta înseamnă împotrivire, idolatrie. Materia pe primul plan înseamnă idolatrie. Ei vorbesc cu cuvinte, citesc cărțile sfinte, dar nu urmează absolut nimic. În realitate, ei își construiesc case și au mașini frumoase, câștigă cât mai mulți bani, visează la bogății și asta înseamnă eu pe primul plan. În condițiile în care Dumnezeu înseamnă să nu-ți faci o casă mai mare, să nu vrei mașină mai frumoasă, să nu câștigi mai mulți bani, să te mulțumești cu ceea ce ai și să dai ceea ce prisosește oamenilor. Și declarația, deci fiecare casă, fiecare mașină, fiecare, toți banii pe care îi câștigă ei mai mult decât au nevoie, este o declarație de luptă și de război, de ură împotriva Creatorului Universului. Repet, este o declarație de ură împotriva Creatorului Universului. Tocmai acelui care ne ține în viață. Pentru că noi nu avem încredere că El ne ține în viață și noi vrem să facem rezerve. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă idolatrie. Dumnezeu ne ține în viață continuu, are grijă de peste 100 de miliarde de celule, face 1 milion de operații pe secundă într-o celulă, ține în funcțiune inima, sunt bătăile inimii, respirația noastră, totul este El, da? El ne ține în viață și noi ne închinăm la cei care nu ne dau viață și nu ne salvează de la moarte. E o nebunie. Adică Dumnezeu te ține în viață și tu te închini la ăla care nu-ți dă viață. La nimeni. Cum să se închine și să pună pe primul plan pe cel care nu-ți dă viața? Cel care nu-ți dă viața este diavolul. Nu e Dumnezeu.
Și în momentul în care pui un intermediar al lui Dumnezeu care nu-ți dă viața pe primul plan, de fapt îl urăști pe Creatorul Universului. Îi te opui și te împotrivești lui, vii împotriva lui. Asta înseamnă fiecare casă, fiecare mașină, fiecare banii mai mulți decât ai nevoie, înseamnă împotrivire la Dumnezeu. Materia este diavolul și idolii. Îți dau toate bogățiile acestei lumi. Toate sunt ale tale. Și ce a spus? Piei de aici. Deci nimic din lumea aceasta nu sunt eu. Lumea este secundară și nu poate fi făcută primordială. În momentul în care pune lumea pe primul plan, înseamnă idolatrie. Și idolatria se opune lui Dumnezeu și înseamnă diabolizare. Ni s-a dat toată înțelegerea, toate adevărurile sunt acolo, în Biblie, în Vechiul și Noul Testament și nu le vrem. Lumea este secundară și nu poate fi pusă mai presus decât El. Deci, Salvatorul este un cult al morții. Punem moartea mai presus decât viața și urâm viața și putem să omorâm. Înlocuitorul Creatorului Universului este diavolul, moartea, idolii și materia. Când pune un Salvator mai presus decât toate, el este ca și când ar vrea să moară. Înseamnă că îl urăște pe Dumnezeu. Dumnezeu ne dă viața și noi ne rugăm să o ia. Nu e satanism asta? Cine se îndreaptă spre Dumnezeu? Numai cel care spune nu la fericirile și plăcerile acestei lumi, la materie peste limită. Tot ce depășește necesitatea este diabolizare. Păi cum să spună omul nu la materie când el asta o dorește? El vrea comoditățile, stabilitatea, siguranța, fericirile acestei lumi, plăcerile ei, na? Cum să se împotrivească materiei? Când el vrea materia, vrea cât mai multă materie, vrea bucuriile acestei vieți. Ca să te îndrezi pe Dumnezeu, trebuie să spui nu acestor bucurii ale vieții. Și nu cunosc pe cineva care să zică chestia asta. Dumnezeu tot timpul este în atac împotriva idolatriei și ne tocește vârfurile. De la El sunt toate acestea. Și mereu repetă, îți trimit pe Nabucodonosor și te va distruge. Și noi nici nu luăm în seamă. Credem că e o glumă. Ce înseamnă materia pe primul plan? Bătaie de joc. Ne bătăm joc de Creatorul Universului. Punem ceea ce este mort pe primul plan. Și nu avem încredere că El ne dă totul și nici nu vedem lucrul ăsta. Oricum El ne dă totul, dar tot ceea ce depășește necesitatea și este smuls de noi de la viață, o vom pierde, le vom pierde. În momentul în care pune valorile acestei lumi, fericirile ei, plăcerile ei mai presus decât toate, îl ignoră pe Dumnezeu cel adevărat și înseamnă autodistrugere. Deci materia, fericirile acestei lumi înseamnă autoblestem. Repet, autoblestem, autodistrugere. Și evreii reveneau la divin numai de frică. Dar omul întotdeauna este înclinat spre viciu și spre idol. Nu se poate ajunge la această înțelegere decât prin mecanic, prin înfrânare și dăruire. Și atunci ți se ridică vălul și ți se dezvăluie toate tainele, altfel nu vei înțelege. Pentru că până nu faci spațiu gol, nu are unde să vină Dumnezeu și doar prezența Lui este cea care îți înlătură blestemul și vălul. Înainte de un război le zicea, iar v-ați dus după alți idoli și îi amenința și ei nu-L ascultau. Acum este la fel. O să vezi că ăștia ne fac praf și nu o să putem să înțelegem pentru că nu ne dă voie să înțelegem. Pentru că suntem un blestem divin. Idolatria înseamnă autoblestem și nu ne lasă să ne apărăm. Acesta este cel mai cumplit lucru. Dar tot El ni l-a trimis pe Salvator pentru că a fost o etapă în care istoria omenirii, oamenii nu au putut să îl conceapă pe Dumnezeu în toate pozițiile și nu au avut toate argumentele. Acum, odată cu știința, avem toate argumentele și am putea să-L vedem peste tot și să înțelegem și totuși nu o facem. Pentru că noi punem satisfacțiile simțurilor pe primul plan și din cauza asta îl pierdem pe Dumnezeu. Pentru că El este tot ceea ce este greu și neplăcut și nu ne convine. Acesta e Dumnezeu. El este în slujirea aproapelui,
în servirea lui, în sacrificiu de sine și jertfă de sine, lepădare de sine și în supunere. Când ai dreptate la toată lumea, când ești de acord cu toate părerile, când te lași folosit și faci voia celuilalt, nu voia ta, și dai întâietate celuilalt, atunci te unești cu Dumnezeu, pentru că tu ești o ființă comună, nu ești un eu separat. Nimic nu se mișcă fără voia Lui și dacă s-a întâmplat să ne dea un Salvator, înseamnă că acesta era nivelul de înțelegere a omenirii și a avut nevoie de suferință și avem probabil în continuare nevoie de suferință până când vom înțelege acest lucru. Dar nu cred că majoritatea poate să înțeleagă, ci foarte, foarte puțin, 1% din oameni, sub 1%. Deci stăpânii la lume sau cei care ne-au dat acest Salvator știu sigur că vor reuși, știu sigur că Dumnezeu le-a dat deja puterea și autoritatea să îi conducă pe ceilalți, atâta timp cât celelalte popoare au idolatrie, au idol pus pe primul plan, ei vor fi vulnerabili și ei se vor supune celui care îi deține, cel care, de la care au salvatorii. Dumnezeu este tare dezamăgit de creația Lui, să vedem mai departe ce îi face. Dar se simte deja că a pornit împotriva creației cu toată forța. Omul dintotdeauna a vrut materia, Salvatorul l-a ajutat și l-a motivat și nu l-a deranjat, da? El a fost întotdeauna atras de frumusețea vieții, la fel cum a fost cu Adam, că el s-a pierdut și a uitat de Dumnezeu, uitându-se spre lume prea mult timp. De unde știm că așa au gândit acest popor mic ca să cucerească pământul? Pentru că succesul lor real, așa cum îl vedem noi acum și îl constatăm, este imens. Dețin peste 80% din averea lumii. Și toți suntem sclavilor. Incalculabil este succesul lor. O omenire idolatră. Deci idolatria i-a subjugat pe oameni. Și nimeni n-a înțeles. Eu a scris clar în Biblie, toată lumea citește Biblia, dar nu știu ce înțelege din ea. Este imens câștigul lor. Dumnezeu le-a dat puterea, viața și moartea și destinul acestor omeniri le-a dat în mâna lor să facă ce crede de cuvință cu ea. Din cauza asta sunt poporul ales. Sau măcar înțelepții care au gândit aceste lucruri atunci. Scripturile sunt arme de cucerire. Îi infectează pe toți cu acei idoli, îi face diavol, idol, draci și îi supune. Toți oamenii care se supun la Salvator se supun diavolului, pentru că nu vor vedea. Când se închină la idoli, ei nu mai văd, i-au vrăjit. Este o magie. Idolatria este magie. Vrăjitorie. Salvarea ar fi să nu pui nimic mai presus de nimic, să vezi totul egal, să unești opusele. Trebuie să te uiți mereu la tine, să nu pui ceva mai sus. Cum ai pus ceva mai sus, trebuie să aduci imediat inversul, că nu poate să fie ceva mai sus decât el. Să-l egalezi și atunci nu va mai fi nevoie să fii polarizat și să vină o nefericire peste tine să te ducă în neutralitate, să echilibrezi balanța. Toți sunt părtinitori. Bunăstarea, materia, satisfacția și fericirile lumii îi țin polarizați și nu îi lasă să înțeleagă. Ar trebui să renunțe la bunăstare, pentru că bunăstarea înseamnă eu pe primul plan, posesiile sunt ego, și ar trebui să renunțe la ea ca să poată să înceapă să vadă, să se ridice vărul, dar nu vor vrea, pentru că sunt supuși diavolului. Putem să le spunem oricât și tot nu vor înțelege. Dacă nu lasă materia, ei nu pot să înțeleagă clar. Știi când se eliberează omul? Când egalează contrariile. Atunci se unește cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu înseamnă totul egal. Când pui ceva mai pe sus decât El, atunci te idolatrizezi, te polarizezi, rămâi pe o parte și atragi forțele cerului din față care vin să te distrugă, să te ducă în neutralitate și să îți distrugă tot ce pui tu pe primul plan. Întotdeauna idolatria atrage mânia lui Dumnezeu.
și suferința. Și Dumnezeu merge până la distrugerea completă a corpului, până la moarte. Luptele din Vechiul Testament au consecințe adevărate. Aceste taine sunt sub formă de mici linii printre rânduri, dar se pot vedea și se pot constata, totul este pe față. Deci aș putea să spun că cea mai adevărată carte care există în lume este Vechiul Testament, dar probabil că este și cea mai modificată. Dacă se poate să se ajungă la cărțile de la început sau cât mai aproape de început, înainte de a fi modificate. Regulile acelea din Vechiul Testament nu contează, dar bătăliile da, pentru că ele veneau după idolatrie. Dumnezeu le dădea puterea ca să-i cucerească pe cei care erau idolatri sau le dădea puterea vrășmașilor pentru că ei cădeau în idolatrie. Atât s-a întâmplat în tot Vechiul Testament, atât se întâmplă în viața noastră și atât se va întâmpla în vecii vecilor. Noi trebuie să ne păzim de absolutizări, să nu mai punem niciodată virtuții, idealuri, principii și reguli și binele propriu pe prim plan, pentru că devenim ființe întunecate. Și atunci vine mânia lui Dumnezeu peste noi și ne distruge. Pentru că tot ce punem mai presus decât El este a ridica niște țepușe, niște vârfuri și Dumnezeu va veni automat să ți le tocească. Scrie clar în Biblie. Și voi da victoria vrășmașilor voștri pentru că voi sunteți idolatri. Același lucru se întâmplă și acum. Noi ne închinăm la idol și ei nu. Cine va câștiga, poți să știi de acum. Cui va da Dumnezeu victoria, știm de acum. Și am observat un lucru foarte important. Dacă ne explicăm, începem să vedem. Noi vedem lumea și realitatea prin intermediul explicațiilor noastre. Dacă nu avem explicații, noi nu vom vedea. Explicațiile sunt ca niște ochelari care clarifică lucrurile. Dacă nu mai absurdizăm reguli și idealuri, oamenii nu ne mai pot dezamăgi. Și cum putem ajunge în acest punct? Înțelegând că oamenii din fața noastră sunt chiar El, și prin ei Dumnezeu ne dă o lecție. Nu ei sunt de vină, ci întotdeauna noi suntem cei care creăm reacția din față. Și trebuie să-L simțim și să-L acceptăm așa cum este și cum vine spre noi, în toate modurile posibile, jucând toate rolurile și luând toate moștile. Iar prin înfrânare, dăruie și slujire o viață întreagă, dacă va fi nevoie, noi putem să ne purificăm, ni se ridică vălul și conform curățenii noastre sufletești, va veni Dumnezeu în noi și ne va face viața frumoasă. Numai prezența Lui este cea care ne schimbă soarta. Fără înfrânare și dăruire, deci fără jertfă de sine mecanică, nu se poate face spațiu gol. Și Divinul nu are loc unde să vină și noi nu vom putea înțelege. Cu cât te supui mai mult și îi slujești pe oameni, cu atât înțelegi mai mult. Pentru că nu are unde să vină. Fără spațiu acela gol, Dumnezeu nu are unde să vină. Deci primul lucru care facem este să scădem ego-ul și când l-am scăzut în spațiu gol, când cursa pistolului se duce în jos, egotică, atunci în spațiu gol vine Dumnezeu și ne face viața frumoasă. Numai prezența Lui. Deci câte restrângere, dăruire, înfrânare avem, atât de multă divinitate avem în noi, dumnezeire avem în noi, atât de mult vom fi fericiți și Dumnezeu mai prezent. Dar omul care are de toate nu vede și Dumnezeu nu este cu el. Bunăstarea, binele propriu este cel care îl distruge și nu mai face loc divinului, îl dă afară pe Dumnezeu și nu are unde să vină și nu are cum să ne ajute. Bunăstarea îl respinge pe Dumnezeu. Când dai tot ceea ce prisosești, atunci vei simți o deschidere și vei gândi altfel, vei vedea altfel lucrurile. Ți se deschide orizontul și viitorul. Tot ceea ce depășește necesitatea reprezintă o apăsare. Când dai ceea ce prisosește, te ușurezi și te deschizi. Se deschide în același timp orizontul și viitorul. Și vei începe să vezi mai bine, mai clar, mai limpede.
și vei putea să îl auzi, să-l asculți, să-l vezi, să-l înțelegi pe Dumnezeu. Dacă nu mai absolutizăm reguli și idealuri, oamenii nu ne mai pot dezamăgi. Și cum putem ajunge în această poziție? Văzându-L pe Dumnezeu în oamenii de lângă tine, indiferent de comportamentul lor, și înțelegând că fiecare om este pentru noi o lecție, vine cu o lecție pentru noi, care este de fapt încă un pas în apropierea de El. Și cum reușim să-L vedem și să-L simțim până la nivel de trăire în tot și toate? Prin înfrânare, dăruire, slujire, o viață întreagă dacă va fi nevoie. Mai întâi trebuie să fim noi cum trebuie și apoi copiii vor lua modelul nostru. Trebuie să îi responsabilizăm pe copii, să le dăm cât mai multe greutăți, adică să dăm libertate să își trăiască viața și viața îi va învăța. Da? Prea mult bine pentru ei le aduce necazuri și nefericire, care îi va distruge. Deci binele întotdeauna, stabilitatea, siguranța, comoditățile îi distrug. Cu cât le dăruim mai mult și le facem toate poftele, cu atât distrugerea lor va fi mai mare și mai rapidă. Dacă vrei ca copilul tău să-ți distrugă toate speranțele și așteptările de viitor, dă-i toate plăcerile de pe lume, slujește-l continuu și vei suferi maxim. Și te va dezamăgi cât se poate de mult. Unde este polarizare pe un bine absolutizat, Dumnezeu vine pe minus ca să ne ducă în neutralitate, ca să vedem totul egal, adică să-L vedem pe El peste tot. Antichrist este văzut ca diavol, dar el nu este de la începutul lumii. Omenirea se bălăcește în această mociclă de mii de ani. Când au mușcat din bine și rău, atunci a pornit. Însă acum omenirea este într-o exagerare, o vrăjitorie, este vrăjită. Și din cauza asta Dumnezeu nu ne mai suportă. Omenirea s-a dus întotdeauna în sus și nu în jos. Dumnezeu este jos și nu sus. Oamenii au ales diavolul și acum el o distruge. Și vine și o destramă. Și va renaște o nouă lume. El distruge mereu idolatria. Antichristul este Dumnezeu care distruge idolatria, adică Salvatorul. Tot ceea ce este pus mai presus decât El, pentru că a promis lucrul acesta și a spus, în momentul în care a zis, nu există alt mântuitor în afară de mine, înseamnă că îl voi distruge. Și cei care îi pun un mântuitor mai presus decât mine, îi voi distruge. Este un avertisment foarte dur. Și oamenii toți pe idol se duceau. Dar în vechime ei știau foarte bine că în momentul în care se duceau spre idol, atunci ei se slăbeau, iar vrăjmașii lor se întăreau. Și Dumnezeu urma să le dea puterea și victoria. Și ei urmau să fie omorâți. Deci este atât de periculos este să fii idolatru. Înseamnă moarte. În Biblie, întotdeauna când Iisus vorbește despre El însuși, se prezintă ca Fiul omului și nu Fiul lui Dumnezeu. Ei au toată siguranța, acest popor mic, că închinându-ne la idol, ei vor avea toată puterea lumii în mâna lor. Deja o au. Și au toată siguranța pe viitor că nu o vor pierde. Atâta timp când noi suntem idolatri, ei ne vor conduce, trebuie să înțeleagă lucrul ăsta clar și ei știu sigur lucrul ăsta. Cel mai important lucru pentru ei este să ne dea tot timpul bunăstare și comodități ca noi să întărim ego-ul și salvatori, să întărim ego-ul, să le dăm lor autoritatea și puterea și conducerea și banii. Atât au făcut și așa de simplu, au inventat un salvator și le-am dat tot, viața noastră, libertatea noastră, suveranitatea noastră, totul am dat. Natura noastră divină am cedat-o. Noul Testament este ca o ghicitoare, conține și induceri în eroare foarte mari și foarte puternice care sunt dominante, dar și adevăruri mici și insignifiante. Este o combinație între ridicare mai sus și coborâre.
Dar, în general, Noul Testament are o dominantă și dominanta aceea influențează gândirea noastră. Și dominanta este ridicarea mai sus. Când a ridicat în mod frecvent, la fiecare din propoziții, pe Iisus, pe Salvator, atunci omul s-a diabolizat. Se poate face analiză mai înamănunțit pe text. Trebuie la fiecare propoziție făcut un semn, dacă este ridicare sau coborâre, și să numără apoi plusurile și minusurile. Și apoi se mai poate verifica în spatele fiecare afirmații, să se meargă pe etajele de derivare, pentru că ei au pornit de la un adevăr și a fost ocultat și ascuns, să se vadă câte etaje este adevărul ascuns și pus numărul de etaje în fața fiecarei propoziții. Probabil că o să facem cândva și lucrul acesta, ca să vedem dominanta. Și va ieși foarte ușor la iveală. Copiii îți iau comportamentul frecvent. Slujirea ca putere principală, dar și corecția, adică copiază totul. Și la orice vârstă, până în cele mai mici amănunte. Deci nu-mi spune cum să fiu, ci eu o să te urmez cum ești. Și dacă ei exersează purtarea ta, va deveni purtarea lor. Sunt copiatori perfecți. Îi modelez numai prin comportamentul tău. Dacă le zici direct, ei nu fac. Dar doar dacă te manifesti într-un anumit mod. Ei te urmăresc și îți iau purtarea, te copiază. De ce? Pentru că purtarea conține emoții pozitive. Dacă le spui ceva, este o emoție negativă pe care o resping. Dacă cineva nu înțelege aceste lucruri, nu este nicio problemă, va înțelege cândva, odată. Și se va lumina. Va învăța peste alte vieți. Înseamnă că oamenii au nevoie de experiență și de suferință împreună. Și mai este ceva. Ce trăim, Dumnezeu hotărăște și El este Cel care trăiește prin noi. Noi doar suntem părentologi. Ne dăm cu părerea. După ce lucrurile deja s-au întâmplat. Facem asta și în prezent, facem asta și în viitor. De ce este important să înțelegem că numai El există peste tot? Conceptele de prezent sau mai știu care stimă de sine îl dau afară pe Dumnezeu. Nu există decât El. Întotdeauna numai El face și desface. Niciodată noi. Și nici nu ne ascultă. Întotdeauna viața o desfășoară El cu încredere de cuvință. Noi parcă suntem la un televizor și ne uităm la televizor sau pe un ecran mare și ne uităm la viață. Sau suntem în tribună. Unor mai cădem de acord cu El, altor ni se opune. El are o cale clară, un rol pe care îl joacă prin noi. Și mai face un lucru. Contează și ce gândim noi, pentru că simte nevoia întotdeauna să miște realitatea opusă, o face opusă gândirii noastre sau voinței noastre sau voii noastre sau înțelegerii noastre. Ni se opune întotdeauna. Când din față simțim o poziție și împotrivire, înseamnă că noi cu gândirea noastră nu suntem pe calea corectă, pe calea pe care mergem noi. Singurul lucru care trebuie să-l facem este să-i dăm libertate, să facă ce vrea prin oameni. Fără să ne luptăm cu ei, fără să vrem să-i schimbăm, să-i modificăm sau să-i corectăm, pentru că nu se poate corecta Dumnezeu din față, el are lecții proprii și trebuie să ducă personalitățile respective pe calea lor. În schimb, în momentul în care se apropie de noi, Dumnezeu îi va folosi ca să ne distrugă absolutismele și va face perfect. Ne cunoaște foarte bine și din interior și din afara noastră. Și te uiți dacă vine cu forța din față să ne constrângă. Înseamnă că ne-am opus lui. Deci neplăcerea care îți vine din față înseamnă faptul că ne-am opus iubirii. Și nu suntem pe calea divină, calea iubirii. Întotdeauna calea iubirii nouă nu ne convine. Pentru că este o cale în care noi nu avem avantaje. Calea iubirii este o cale în care noi trebuie să ne sacrificăm tot timpul și nouă nu ne place sacrificiu și jertfa de sine. Deci Dumnezeu se găsește numai în jertfă de sine, în sacrificiu, în supunere, în acceptare, în
orice acțiune a noastră de dăruire pentru celălalt. Când îi dai întâietatea celuilalt, când faci voia lui, nu voia ta, când îi dai dreptate, ești de acord cu toate părerile, te lași folosit. Acela este divinul. Exact ce nu-ți convine este Dumnezeu. Ce-ți place și ceea ce omul alege este întotdeauna, dar întotdeauna e diavolul. Dacă ni se opune înseamnă și apare suferința, înseamnă că nu e adevărat ceea ce facem, ceea ce spunem, ceea ce gândim și calea pe care mergem. Noi întotdeauna ne supărăm numai pe El, ne luptăm numai cu El și nu suntem de acord cu El și vrem să-L schimbăm și să-L corectăm. Și ne supărăm când se întâmplă altfel decât vrem noi. Dar întotdeauna când suntem supărați, este voia Lui acolo, noi pe El suntem supărați și nu se poate și nu e adevărat ce facem. Noi suntem un fel de alter ego, un alt eu în afară, care privește din afară, un privitor din tribună, care vrea să câștige echipa lui și se dezamăgește dacă nu joacă cum vrea el. Dar în momentul în care vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi, vor fi pe dos. Singurul lucru care putem să-l facem este să lăsăm în pace, să facă ce crede el de cuvință și noi doar să acceptăm. Și să nu vrem nimic mai mult. Voia noastră să fie numai voia lui. Ce vrea el, să fie voia noastră. Doar el trăiește prin noi, este viața lui, este corpul lui, noi nu putem să schimbăm absolut nimic. Decât suntem niște privitori. În clipa în care vrem neapărat să fie cum vrem noi, vor fi lucrurile pe dos. Important este doar să acceptăm alegerea lui. Întotdeauna alegerea lui este bună. Întotdeauna ceea ce se întâmplă și deja s-a întâmplat e perfect în fiecare clipă și nu poate fi schimbat sau vindecat sau modificat sau corectat. E o nebunie. Întotdeauna când noi vrem să vindecăm, să schimbăm, noi vrem să-l schimbăm pe el și asta nu se poate. Ceea ce el deja a făcut perfect. Păi dacă a făcut lucrurile perfect, nu ne rămâne decât să-l admirăm, așa cum a spus, și să-l lăudăm. Mai și râde de noi. Când vrei ceva cu voia ta, imediat ți se opune. Când îți faci planul de viitor și vrei un rezultat bun în viitor, nu va fi cum vrei tu, va fi pe dos. Pentru că nu acceptă voia ta peste voia lui. Întotdeauna se va face numai voia lui, să se știe asta clar. Și nouă atunci nu ne rămâne decât acceptarea și atât. Să lăsăm în pace. El mereu ne arată că nu va fi niciodată cum vrem noi. Soluția este să lăsăm să decidă el și atunci când îl lăsăm în pace, lucrurile și viața va intra în armonie și cel puțin nu vom fi atacați din față. Mai departe, în momentul în care nu vrei nimic și nu ceri nimic, atunci te va surprinde și îți va da totul în dar. Toate fericirile din lume, nu va ști ce să facă ca să te facă pe tine mai fericit. Atât trebuie să faci, să accepți tot ce vine din față fără împotrivire. Că nici nu putem să ne împotrivim. El are lecțiile lui care trebuie să le joace prin noi și le va juca. Nu îl putem obliga să facă ce vrem noi. Este absurd. Trebuie să dăm voie și să lăsăm în pace, indiferent de consecințe, fără așteptări. Trebuie să știi că întotdeauna că ceea ce face el e perfect, iar ceea ce vrem noi să facem este imperfect și absurd și va fi o pierdere și va fi suferință acolo. Deci toată voia noastră va fi suferință. Singura soluție este să lași pe el, să te surprindă, să-ți aducă fericirea și să ai toată siguranța că va fi cel mai bine. Asta înseamnă încredere, încredere în el totală, credință, asta e credință. Când lași pe el să hotărească și nu intervii tu cu nimic. Aceasta este cheia secretă. Când îi dai voie lui să facă ce vrea el, de fapt va face ceea ce tu ai visat și ceea ce ți-ar fi plăcut să se întâmple. Da? Numai atunci vom putea fi fericiți când îl lăsăm să ne surprindă, pentru că fericirile vieții trebuie să vină în dar ca să poată să rămână. Este un profesor excelent. În clipa în care vrem să fie cum vrei noi, atunci el ni se opune și ni se împotrivește și vom pierde întotdeauna. Deci voia noastră întotdeauna va da greș, niciodată nu avem dreptate când vrem ce vrem noi. Dar când îl lăsăm pe el în pace să facă ce crede el de cuvință, întotdeauna va ieși soluția cea mai bună și
cea mai fericită posibilă, care ne va mulțumi. De singura soluție ca să fim fericiți în viață este să lăsăm pe El să ne surprindă și să ne dea ceea ce crede El de cuvință că avem nevoie în dar. Cu cât îl îngăduim mai mult pe El să greșească și dăm voie lui Dumnezeu să greșească și nu îl corectăm și nu îl obligăm să facă ce vrem noi, cu atât mai mult El ne va surprinde și ne va face mai fericiți. Cu atât mai fericiți vom fi. Singurul lucru care noi îl facem, nu-i dăm voie lui să greșească și îl corectăm mereu. Și asta e o nebunie. Trebuie să lăsăm să se manifeste cu un credel de cuvință, da? Pentru că El nu poate să greșească niciodată, că tot ce face El este perfect. Atât trebuie să înțelegem. Tot ce face El e perfect în fiecare clipă și nu trebuie decât să lăsăm în pace. Oamenii să facă ce vor, să stea și în cap dacă vor, să și moară dacă vor, să se ducă, să plece, treaba lor. Aceea este voința divină și tu nu ai voie să intervii. Dar dacă noi avem o dorință și vrem să-L obligăm să facă ce credem noi de cuvință, atunci El ni se va opune. Și noi ne vom supăra pe El. Ni se împotrivește. Noi întotdeauna numai pe El ne supărăm, numai cu El luptăm și numai de El suntem deranjați și nu-L acceptăm. Și când vrem să facă ce vrem noi, El imediat ți se împotrivește. Când vrem un rezultat pozitiv în viitor, nu-l vom avea. Dacă vrem să fie bine, și trebuie să nu-l constrângem să facă ce vrem noi. Atât, trebuie să lăsăm în pace. Să facă ce vrea El. Și atunci va fi bine pentru noi. Când face El ce vrea El, va fi bine pentru noi. Și să înțelegem că noi numai cu El luptăm și numai pe El suntem supărați. Acest text este ca o rugăciune. Deci concluzia este că noi vorbim numai despre El și numai cu El și ne supărăm numai pe El că nu face ce vrem noi. Și apoi îl certăm că este încăpățânat și face numai ce vrea El și mereu nu vrea să facă ce vrem noi. Mereu nemulțumiți de El. Omul trebuie să caute iubirea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă să cedeze în fața Lui, tot timpul să lasă să hotărească El și să nu intervine. Asta înseamnă iubire. Să nu caute un scop pentru sine în lume, ci niciun scop. Adică El să fie bine, indiferent că primește, că nu primește, El să fie la fel. Adică indiferent ce se întâmplă, tu să iubești pe Dumnezeu. Ce înseamnă iubirea de Dumnezeu? Să nu vrei ceva neapărat pentru tine din lumea aceasta. Să nu ai un scop concret din viață. Un ideal. Niciun ideal pe primul plan înseamnă Dumnezeu pe primul plan. În momentul în care pui principiul, idealul, virtuți și reguli mai presus decât toate, atunci Dumnezeu nu mai este niciunde. Pentru că locul lui a fost luat de aceste idealuri. Deci nu scopurile vieții, nu ceva concret din viață, să obțin, să fac o casă, să câștig bani mai mult, să am o mașină, să mă distrez, să merg nu știu unde. Nu scopurile vieții să le pui pe primul plan, ci niciun scop, niciun ideal este Dumnezeu, niciun principiu pus mai sus, nicio regulă mai sus, acela este Dumnezeu. Pentru că nu poate fi fericit cel care pune fericirea lui egoistă pe primul plan, ci doar cel care este fericit, indiferent de ce îi se întâmplă. Când pune fericirea celuilalt pe primul plan, atunci vei fi și tu fericit. Fericit nu este cel ce are sau cel ce primește, ci acela care are aceeași fericire și când primește și când nu primește. Când iubește, indiferent ce se întâmplă. Că oamenii îl jignesc, îl luminesc, el îi iubește indiferent cum sunt. Numai acela are parte de fericire. Pentru că ele nu pot să-l omoare. Dar dacă ești polarizat pe o parte și absurdizezi ceva și luți pentru acel ceva să-l atingi, atunci nu-l vei primi și tot universul ți se va opune. Cel care pune fericirile aceste lumi pe primul plan nu le va avea. Pentru că îi fac rău. Pentru că dacă le fixează, el devine radical, luptă pentru ele, luptă pentru un eu, luptă pentru binele său și atunci își pierde binele.
Omul trebuie să înțeleagă că toate vin de la Dumnezeu când el nu le vrea, când nu le caută, când nu se luptă pentru ele, când nu se străduiește, când nu e nebunit după ele, când nu se gândește la ele, atunci va primi totul în dar. Când nu cere, când nu se roagă, numai atunci îi se împlinesc toate visele. Trebuie să ajungă în starea în care el să nu fie deranjat de pierdere sau de câștig. Când este indiferentă pierderea sau câștigul, prezența sau absența, atunci meriți toate fericirile acestei lumi și vor rămâne la tine, pentru că nu te pot omorâ. Dar dacă le pui pe primul plan, ele încep să te omoare. Fericirea pământească nu poate fi pusă mai sus decât Dumnezeu. Tu trebuie să fii fericit, indiferent ce se întâmplă. Că ai, că nu ai, că primești, că nu primești, că ești, că nu ești. Indiferent ce se întâmplă, tu trebuie să păstrezi aceeași fericire pentru că Dumnezeu e cu tine și în lipsă și în plin. Este tot timpul cu tine. Nu este mai mult în plin decât în lipsă. Nu este mai mult în posesie sau în lipsa posesiei. În fericire sau mai mult în fericire decât în nefericire. El este și în nefericire același al tău Dumnezeu. Deci tu trebuie să fii fericit că ai sau că nu ai, că primești sau nu primești, că ești sau nu ești. Nefericirea care îți vine din față este neiubirea din tine. Dacă tu ai fi iubit totul în mod egal, nu putea veni nefericirea. Nefericirea este polarizare, este poziționare pe o parte, absolutizarea unei părți, unui bine propriu. Când nu mai absolutizezi binele, atunci nu mai este nevoie să vină niciun fel de nefericire. Deci cea mai mare fericire este să nu-ți vrei binele niciodată în viața ta, pentru că binele este, îți aduce suferința. Înseamnă eu pe primul plan și va trebui să fie distrus. Când înțelegi că nefericire este tot el, atunci te cuprinde o stare de liniște, de pace, de fericire. Întotdeauna ne atacă din față propria noastră neiubire și neacceptare. Dumnezeu scade întotdeauna ascuțișule, chiar dacă merge până la moarte. Dacă omul nu poate să accepte viața așa cum este, cu plus și cu minus, cum îi vine din față, el nu poate să iubească pe Dumnezeu. Și dacă nu poate să iubească, atunci el va muri. Deci a nu iubi este foarte periculos în lumea aceasta. Neiubirea aduce moarte. Iubirea înseamnă să-L vezi în toate situații, toate pozițiile, toate rolurile și luni toate măștile. Dacă noi nu-L vedem peste tot, noi nu vom putea să iubim. Dar dacă îl accepți și îl vezi în toate pozițiile, te apucă o stare de fericire care înseamnă o stare de siguranță și stabilitate, pentru că în momentul în care El este cu tine, ai cea mai mare siguranță că totul va fi bine și vei fi fericit cu adevărat. Deci nu binele tău trebuie să-l cauți, ci fericirea celuilalt. Fericirea celuilalt este cea mai mare fericire pentru tine. Trebuie să înțelegi că El este și în pace, și în război, și în luptă, și în lipsa luptei, și în pierdere, și în câștig. Peste tot este același al nostru Dumnezeu. Nu e nimic de schimbat, nimic de corectat, nimic de vindecat. Ne trebuie o singură stare, o stare de indiferență la un rezultat fericit în viitor. Atunci vom pune iubirea mai presus decât toate și pe Dumnezeu mai presus. Și să nu-L corectăm pe El și să nu-L certăm că nu respectă virtuți, reguli, idealuri și principii, pentru că așa face El. Nu poate să accepte să punem materia pe primul plan mai presus decât El, pentru că am pune ceea ce este secundar mai presus decât sufletul, ceea ce este primordial, și asta nu se poate, pentru că îi dăm peste cap ordinea lumii și lumea s-ar destrăma. Deci întotdeauna va veni cu duritate și cu forță foarte mare și va fi nemilos și mânios cu cei care sunt idolati, care pun salvatorii pe primul plan, idealul, principii, reguli, virtuți și binele propriu. Să înțeleagă toți lucrul ăsta. Deci cauza suferinței în lume este idealizarea, idolatrizarea. Punem orice din lumea aceasta pe primul plan și imediat apare suferința. Când a apărut suferința, înseamnă că noi suntem idolatri
Asta este cauza suferinței, a bolilor, a necazurilor și a morții. Idolatria. Punem binele nostru pe primul plan. Îl punem pe diavol mai presus decât toate și ne închinăm la diavol. Din cauza asta vin bolile, că ne închinăm la diavol. Și nefericirile în viață și suferință. Pe Dumnezeu nu putem să corectăm decât să acceptăm. Deci tot ce vine din față nu se poate decât accepta. Neiubirea din noi este împușcătura care ne vine din față. Este suferința care ne vine din față, constrângerea care ne vine din față, lovitura. Și este foarte periculoasă. Cu cât neiubirea este mai mare, cu atât e mai periculoasă. Neiubire înseamnă binele propriu pus pe primul plan. Sufletul divin din noi îl împușcă pe ego în picioare. Imediat. Un egal nu poate fi mai sus decât alt egal. De aceea l-au scos pe Dumnezeu din Noul Testament, pentru că el înseamnă că totul este egal dacă totul este pătruns de el și se manifestă prin toate la fel. Dacă totul este egal, nu mai poate fi pus nimic mai sus. Din cauza asta l-au scos pe Dumnezeu. I-au satanizat cu răbdare pe oameni prin bunăstare. Asta a fost arma lor, bunăstarea. S-au bazat pe faptul că bunăstarea comoditățile îi va adormi și nu va înțelege ce îi se întâmplă. Numai că foarte mulți oameni sunt muncitori și țărani, care obțin înțelegerea și înțelepciunea din confruntarea cu viața și aceia nu pot fi păcăliți. Ținta lor este să le dea un venit gratuit ca să-i adoarmă. E ca un drog. Atunci se vor supune total. Mai este timp. Oamenii care au bunăstare nu se pot uni. Și le scade și înțelegerea. Inteligența se obține întotdeauna prin confruntare cu greutățile. Este ca un mușchi care trebuie antrenat. Noi avem nevoie de un stres continuu. Când restrângi corpul, atunci pornesc mecanismele de reparare și întinerie. Omul trebuie dus în activități solicitante ca să poată să se deștepte și să îi se dezvolte înțelepciunea. Și ei ce fac? Le creează cât mai mult confort și atunci îi adorm. E ca un sedativ. Acesta este pericolul, binele propriu pus pe primul plan. Când crește acest bine prea mult, ne preocupăm prea mult de binele propriu și de fericirile noastre, cu atât crește suferința mai tare, da? Și atunci din față vine nefericirea care se ne aduc înapoi în neutralitate, în puțin. Și oamenii se miră de ce lucrurile nu mai merg bine în viața lor. Sau de ce ceilalți li se opun. De aceea, pentru că au orgoliu. Binele propriu pus mai sus înseamnă orgoliu și înseamnă suferință și moarte. Este lucrul cel mai periculos pe lume, binele propriu, comoditățile. Să nu le cauți niciodată. Să fugi de ele, să nu le vrei, să le respingi. Mereu să cauți greu și neușorul. Pentru că numai acela te înalță și te unesc cu Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă supunere, înseamnă slujire, înseamnă înfrânare, înseamnă greu, neplăcut, nu ușor. Și cine îl vrea? Că nu-l vrea nimeni. Oamenii se roagă, dar ei ar trebui să caute greu și neplăcutul. Dăruirea de sine, înfrânarea, supunerea, slujirea, că acelea sunt divinul, sacrificiul de sine, jertfa de sine, lepădarea de sine, acelea sunt Dumnezeu, dar cine îl vrea? Că înseamnă că e greu. Oamenii ne lovesc cu nivelul nostru de orgoliu. Repetăm, idealul este niciun ideal, idealul este viața așa cum este, care deja este și nu e nimic de atins, pentru că Dumnezeu e cel ce este și nu este ceva mai sus decât ceea ce este deja. Omul credincios este acela care vede totul egal. Dacă totul este egal, nu mai poate fi pus nimic mai sus. Dacă Dumnezeu se manifestă cum se manifestă, ce să-i fac eu? Nu mai trebuie nimic să fie cum vrem noi. Când înțelegem lucrul acesta, este cea mai mare binecuvântare. Să înțelegem, să le vedem și să fim recunoscători. Întotdeauna tot ce faci, să faci fără scop pentru tine, fără interes personal, numai pentru celălalt, ca să fie celălalt bine, să fie el fericit, să dai întâietate și să faci întotdeauna ceea ce vrea el, nu ce vrei tu. Atunci ești în divin, cu siguranță.
Nu e nevoie de rugăciune ca să te supui celorlalte. Te supui sau nu te supui? Faci ce face Dumnezeu, e slujitorul tuturor sau nu? Iar scopul vieții nu trebuie să fie din lumea aceasta. Scopul vieții trebuie să fie dincolo de această lume. În momentul în care nu vrei fericirea acestei lume, atunci îl vrei pe El. Iubești numai când nu vezi niciun rău și niciun vinovat niciunde. Când nu vezi ceva mai sus decât altceva, ci totul egal.